Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din FS22. După ce am înfrumusețat jumate din Dumești, suntem la pădure, tăiem niște lemne pentru că am primit de curând, bine, azi am primit un nou taf, mult mai frumos, și vreau să-l testez la pădure. Adică bine, taful, uite-l acolo, ăla este noul nostru taf, care din câte am văzut este modificat, dar copacul să zice, doamne, iată, s-a tăiat așa, nu pot să-mi dau seama. Dar, mă rog, foarte ciudat copacii ăștia. Asta cred că e molid, da? E molid. Până acum am tăiat vreo 4 copaci de pin, adică pin. Și acum am tăiat un molid. Doar așa vine dacă duce cât trebuie. Da, n-am știut ce să mai fac pe Dumești. Ăsta văd că e destul de lung molidul. Dă-mi așa. Pinul care l-am tăiat, l-am pus acolo, l-am aranjat frumos. O să-l iau și pe domnul molid. Să-l ducem acolo la lângă ceilalți copăceri că aici. Bine, că din câte știu, pinul e foarte, cum să zic, e foarte, ce naiba? A, mă rog. What the f... Bă, ce nu am... Bă, bine că ăsta e mare, da? Eu leu așa și... Uite așa. Bun. Așa sunt cei 4 copaci pe care i-am tăiat. O să-i punem frumos la linie, ca să știm exact ce avem de făcut. Uite așa. Bă, 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 stai. Hai, mă. De-abia ce pus și frumos la linie pe toți și acum cade. Așa. Așa. Ăsta un pic mai așa. Ăsta un pic așa. Și ăsta un pic mai în spate. Dar lasă-l boale, așa. Bă, dar mi-e nervează bolidul ăsta că... Nu stai să... Uite și... Așa nu. Da, lasă, aia așa. Până la urmă... Trebuie să punem unul peste altul, că dacă nu, nu stă. Bun. Uite așa. Așa, hai să mergem să atingem noi taful încoace. Uite la aici. Da, ăsta este noul taf, scrie pe-l Volvo. E la fel ca cel făcut de Sheriff Robert și Lazy, doar că ăsta văd că are două odate, două troliuri. Două troliuri, cred că zic bine troliuri. Bă, da, măcar... Da, dar văd că ăsta nu... Cum ne-a văzut tine de mult? Nu știu că am venit la pădure și nu merge să fac lemn. Nici frâne bune de taful să fie bun. Bine, dacă merge să... Nebun, am venit la pădure cu un taf care nu le-a. Și sper că mai avem, ia să vedem dacă taful ăsta care le avem mai aici merge, ia să vedem pe ăsta. Dar pe ăsta nici cum, ia, nici știu cum l-am, da, nu știu ce boalil, pe ăla îl vindem, că văd că nu merge. Și vom lua altul, care sper să meargă, dar unde aici? Ia să vedem. Pe ăsta. Așa, standard, așa. Ia să vedem pe ăsta, că văd că la ăsta merge. Ia să vedem. Da, văd că ăsta merge. La altul știu ce nu mergea. Ăsta văd că are decât un troll. Nu are două, dar cred că cel care l-a făcut pe ăla...
e foarte ciudat să ai presimțirea că vii la pădure și să... și să nu meargă taf. Te gândești tu, bă, faci un videoclip mai frumos, una alta, și când colo nu vrea să meargă taf. Ia să vedem. Mai trage un pic în... Vreau să-i fac o poză. Așa. Ia să facem eu o poză. Știu că... Da, am mai spus. Eu vreau să vin cu taful care l-am avut, da? Dacă nu... Ia să vedem. Uite așa. Ce poză mișto bună. De asta mai facem mai așa, mai să prindem și lemnile în spate. Da, aici am luat John Deere-ul ăsta, că am adus vechiul TAF care l-am vândut. L-am adus cu... Asta, eu pe unde m-am măsit eu pe aici? Eu habar n-am pe... A, trebuia să iau pe drum, dar am luat-o pe gârle pe aici. Da, nu-s lemnele pentru mine, mi-a zis un om să arunc niște lemne cu taful și n-am putut să-l refuz. Acum știu că, na, nu e cine știe ce șmecherie cu lemnele astea, doar am primit o ofertă și le-a dus la un om în sat. Da, văd că nu merge camera dinăuntru, doar... Bum, 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 bum. Tăfulețul, măi! Au ce merge, măi, taf. Face noi, nu știu, stai mă că... Bun, așa, hai să-i ducem omul stă chiar, uite, aici. Să vedem lemnele pe aici, asta că mai că iau și stâlpi, iau tot în... Nu... Hai de capul meu, bă, hai mă să vindem aici asta. Uite, omul stă pe aici. Și mai să le bag pe aici, în spate. Uite așa. Bun. Hai să-i lăsăm aici la om. O să întoarcem, să aducem înapoi casa, că în momentan am doar să o vând să pot să mă...
Voiteaș. Ile n-ar avea la om frumos. A, asta că s-a pleat. Ia, stai aici, băi. Uite, așa. Și i-am aranjat lemnele la om cum trebuie. Hai să-i facem să apară și casa înapoi la om, că na, ne joc după aia. Uite, așa. Da, uite, am lăsat X3-ul pe anul ăsta, X4. Ia urmă. Îmi sună telefonul, zici că e de la... de la telefonie. Ding-ding. Ia urmă. Bun, hai să mergem și noi, vedem ce mai facem pe una alta. Mă duc la fermă, nu la fermă, acasă mă duc la fermă. La fermă o să mai dureze un pic până îi luăm alte, o să luăm utilaje, că nu prea am avut una, așa, mai avut una alta, să mai facem niște treabă cu TAF acela. Vreau să fac video cu alt TAF, dar ăla n-a mers, asta este. Da, ne-am fost și noi căsuța. M-a costat jumătate de milion de euro casa asta, dar este cu tot cu garaj și cu... Poate vă întrebați ce mi-am pus la număr Florin Dan. Pe mine mă cheamă și Daniel și de-aia am pus Florin Dan, că nu puteam să pun tot numele Florin Daniel. Că așa putem, dar dacă vă întrebați de la ce din Dan. Da. Hai să vedem... Bă! Tractorul ăsta nu mai am nevoie de el, că l-am ajutat. Am un tractor aici, un UTB, pe care o să-l iau și să-l ducem la fermă. O să fie primul nostru tractoraș pe care o să-l avem în ferma noastră aici. Nu știu ce s-a întâmplat cu vechea salvare care am avut, am făcut multe progrese, cred că am jucat vreo 4-5 ore de am făcut toate progresele pe care le-am făcut noi în videoclipul trecut, adică în videoclipurile trecute, dar acum nu știu ce s-a întâmplat treaba aia, că n-am mai găsit salvarea, dar, bă, câte ceasul, mă? Se întunecă, ești nebun? La 12. Da, deja v-am arătat în videoclipul trecut ce s-a întâmplat aici, la ferma asta. O spartem tractorul ăsta aici. Cred că și TAF-ul o să facem în ferma asta. Ba nu, TAF-ul nu. TAF-ul o să-l ducem la pădure. Că mai avem nevoie de el. Hai să-l ducem la pădure pe una alta. Hai să-l conducem de aici. Nu, lasă-și. Ihi! Bă, am pus o dimensială și a necat diferată la loc. Păi, interesantă, deci are, uite, așa, poți să conduci, să-l vezi, uite așa, uite ce frumos se vede așa. Bine, dar trebuia să facă trei perspective, să aibă una, să vadă din exterior, una din interior și una, uite așa. Dar nu știu cum a pus badul în camera care l-a făcut. O să punem aici, la fabrica asta, lângă Dacia asta o să-l punem. O să-l parcăm frumușel, ca să stea. Uite așa, că nu pleacă nicăieri cu Dacia. O să închidem și noi ușile. Bă, stai că nu merge. Lasă. Că nu ne fură nimic din el. Și ăsta a fost videoclipul. L-am parcat lângă dăcioara asta, deci e la... Da, mă rog,